Scandal monstru la Olimp. O serie de controle au fost efectuate de inspectorii protecției consumatorilor împreună cu reprezentanții Autorității Naționale în Turism la două hoteluri din stațiune, iar neregulile descoperite la fața locului au încins spiritele. Angajații unităților de cazare au devenit irascibili la vederea autorităților, ba chiar au îmbrâncit jurnaliștii veniți la fața locului. Controlul a scos la iveală mizeria din cele două hoteluri, fapt ce a determinat pe inspectori să aplice amenzi usturătoare. Afară, ieșiți afară! Ce domeniu meu? Ce domeniu? Hai mă, închide mușa, hai mă, închide mușa, hai că te povnesc. Hai că fac toți poze, hai că ne pornim. Hai că vă iau după aia, hai. Ce ne iei, mă? Hai. Un control de rutină s-a transformat într-un adevărat scandal la Olimp în timpul unei vizite a inspectorilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la două hoteluri din stațiune. Luați prin surprindere, angajații unităților de cazare au devenit rapid irascibili și au adresat injurii acestora. Nici jurnaliștii nu au scăpat de furia angajaților din hoteluri. Mare le-a fost mirarea inspectorilor ANPC când au descoperit motivul pentru care reprezentanții unităților de cazare au explodat de nervi. În camere totul era improvizat, era igrasie pe pereți, pernele erau îmbâxite de praf și băile erau mizere. În cadrul controlului pe care l-am efectuat, am aplicat o amendă de 50.000 de RON și retragerea certificatului de clasificare. Suntem dezamăgiți de serviciile pe care le găsim în teren și vreau să vă spun că este justificată lipsa turiștilor pe aceste unități de cazare. Faptul că anumiți investitori reușesc să investească, dar sunt dezavantajați de ceea ce găsesc în turiști în prejurul lor, e un lucru pe care vrem să-l remediem și care, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Turism, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, a demarat o întreagă campanie încă din primăvara acestui an, când s-a semnat protocolul de colaborare între noi, pentru a preveni toate problemele care apar și care vin în dezavantajul turistului, mai ales în contextul în care legea voucherelor de vacanță a intrat în vigoare, au ieșit normele de clasificare, ne dorim ca toți turiștii care plătesc o anumită categorie de servicii să și beneficieze de această categorie. Deși unul dintre cele două hoteluri era clasificat la două stele, inspectorii au afirmat că unitatea oferă condiții de cămin studențesc. Vreau doar să mă uit. Ce scrie? Scrie hotel? Da, asta e cămin studențesc. La aceleași condiții ca într-un cămin studențesc de pe vremuri de când eram eu student. De ce spuneți asta? Ce ați găsit? În primul rând, boilerul era băgat în priză două fire, nici nu avea ștecher. Ce să vă zic, pernele murdare. Când am intrat aici, lipsă de respect față de turiști, față de mass media, față de români. Ați văzut că au vrut să ne ia la bătaie și în primul rând v-au agresat pe dumneavoastră. Au venit cu o atitudine agresivă. Este o bătaie de joc la adresa turiștilor, la adresa românilor. Ne plângem întotdeauna că nu avem turiști. Dacă acestea sunt condițiile și aceasta este atitudinea de la intrare, înseamnă că ceva nu este în regulă. În al doilea rând, nu a venit nimeni, niciun reprezentant al operatorului economic, să verificăm împreună camerele, să verificăm și bucătăria. În bucătărie am descoperit foarte multe produse neconforme, fără elemente de identificare. Nu știm dacă sunt în termenul de valabilitate sau nu. Ce este? Carne de pui sau de vită sau de porc? Nu cunoaștem aceste elemente. Noi am sancționat cu 40.000 de lei, amendă și măsură complementară de remediere a acestor deficiențe. Mă bucur că doamna președinte Mirela le retrage, să spun așa, stelele sau certificatul de clasificare. Sperăm împreună, am făcut și o să facem controale, în octombrie sau în septembrie să avem o întâlnire cu Federația Patronatelor din Turism și să luăm o decizie. Cred că o comunicare mult mai bună între instituțiile statului și operatorii economici de bună credință care chiar vor să facă turism pe litoralul românesc trebuie sprijiniți. Cei care nu respectă această legislație, nu știu, scriem aici. Cămin pentru studenți. Vă așteptăm cu drag. Faptul că aveau cele două cabluri, putem spune că aveau siguranță pe vehicul turiștilor? Evident că pun în pericol viața și sănătatea turiștilor. Nu aveau nici numărul, dacă vrei să vii să faci o sesizare, trebuia să fie o informare corectă, completă și precisă, nu aveau nici acel număr unic la care poți să suni 0219551. Ce să vă mai zic? O bătaie de joc. Ascult. La un moment dat v-au adus un telefon, au încercat să vă convingă să renunțați la, sau cu cine vrea să vorbiți la telefon? În timpul controlului ne efectuăm sarcine de control, nu vorbim la telefon. Vorbim la telefon în afara programului sau doar dacă primim o sesizare.
Nu merg pe suspiciuni, nu merg pe suspiciuni, nici nu știu cine este acționarul, nici nu știu cine este managerul, nici nu mă interesează cine era la telefon. Ceea ce se dorea a fi un concediu de neuitat s-a transformat astfel într-un adevărat calvar pentru turiștii veniți la Olimp, care au fost nevoiți să se cazeze în camerele vechi și murdare. Este oribil, am plătit foarte mulți bani pentru o cameră renovată. Am luat o cameră renovată pentru că am avut pretenții că este decent, dar este, cum să vă spun, mi se pare jignitor. Am venit cu un copil mic, am vrut siguranță, dar nu. Mizerie, nu se face curat în cameră, am ajuns seara târziu, venim de la Curtea de Argeș și am ajuns foarte târziu, baia era plină de păr, mizerabil pur și simplu. Veți mai veni aici, nu? Niciodată. Am venit așa, în nostalgie și pentru că am avut încredere în serviciile noastre, am vrut să încurajez turismul, nu se poate, deci e umilitor. Cât ați plătit? Și am plătit pentru 5 nopți, 14.000 lei. Am cerut să văd camera așa. Înainte, m-am cazat la Belvedere, pe 3 nopți, am plătit 11.200.000. I-am cerut cheia, am făcut printr-un site rezervare, am cerut cheia când am ajuns la recepție ca să văd camera, mi-a fost refuzată această cerere, spunându-mi că se face curaj și că nu pot să văd camera și am zis, doamnă, înainte să mă cazez să completăm formularele pentru a ne caza, vreau ca să văd camera și mi-a fost refuzată și după aceea am făcut actele și ne-am cazat. În condițiile în care... Mi se pare o sumă extraordinar de mare pentru serviciile prestate și care sunt, adică igrasie, mizerie, baia, nu vă zic, de nedescris. E inadmisibil ce se întâmplă. Plătim un ban pentru ce? Veți mai veni aici? Niciodată. Niciodată o să mergem întotdeauna în altă țară. Condițiile mizere găsite la fața locului au determinat pe inspector să amendeze cele două unități cu 80.000 respectiv 50.000 de lei și să le declasificăm.